Au vrut să facă o mică avere din vânzarea țigărilor de contrabandă, dar au fost prinși de oamenii legii. Ieri, în jurul orelor 7 și 10, în timpul unei acțiuni pe linia combaterii de trafic de țigări, polițiștii de frontieră de la Darabani au observat mai multe persoane care transportau cu un atelaj hipo cutii voluminoase dinspre malul râului Prut către pădurea din apropierea localității Baranca. Când i-au văzut pe polițiști, persoanele în cauză au abandonat coletele și căruța și au fugit în pădurea din apropiere, încercând să se facă nevăzuți și nu s-au oprit când polițiștii au strigat la ei. Astfel, pentru a-i reține, polițiștii de frontieră au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, fiind trase două focuri de armă în plan vertical. Nimeni nu a fost rănit și nu s-au înregistrat pagube materiale. Oamenii legii au trecut mai apoi la inventarierea coletelor și au numărat 22.447 de pachete de țigări, adică aproape 450.000 de țigarete, valoarea totală a mărfii fiind de 315.678 de lei. Țigările au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor. Colegii mei din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Darabani au observat un atelaj hipo în care se aflau mai multe colete cu țigări. În momentul în care au observat polițiști de frontieră, ocupanții atelajului au abandonat atât țigaretele cât și atelajul și au fugit în pădurea din zona Baranca. Polițiștii de frontieră au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, fiind trase două focuri de armă în plan vertical, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale, iar în momentul inventarierii bunurilor au fost depistate aproximativ 500.000 de țigarete de contrabandă. În această cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, în vederea depistării și identificării tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.